Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a organizat astăzi, 22 octombrie 2024, o acțiune social-filantropică în Episcopia Hușilor. Aceasta a avut loc la inițiativa Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Potrivit site-ului Eparhiei Hușilor, peste 5 tone de alimente neperisabile, 200 de pături, 200 de lenjerii de pat, 200 de prosoape, precum și detergenți, au fost donate protopopiatului Bârlad din județul Vaslui. Darurile vor fi distribuite în zilele următoare familiilor din localitățile județului Vaslui, afectate de inundațiile de la mijlocul lunii septembrie 2024. Mai multe detalii a oferit părintele Cosmin Gubernat, consilier pe sectorul cultural și comunicații media al Episcopiei Hușilor. Doresc să mulțumesc în numele părintelui episcop Ignatie, precum și al tuturor familiilor care au trecut prin încercări deosebit de grele provocate de inundații, pentru generozitatea cu care părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor, s-a îndreptat spre suferința lor. Ajutorul deosebit de consistent cu care părintele a venit foarte prompt, atât pe data de 3 octombrie, cât și astăzi, 22 octombrie, constând în mai multe tone de alimente neperisabile, în foarte multe pături, lenjerii de pat, articole de îmbrăcăminte, detergenți, toate noi, acest ajutor este distribuit către familiile nevoiașe din apropierea Bârladului. Este o rază de speranță pentru toți cei încercați și se alătură acest ajutor sprijinului oferit de unele eparhii din țară și străinătate. Îl rugăm pe milostivul Dumnezeu, care se identifică permanent cu cei sărmani, să înmulțească darurile sale asupra părintelui stareț Nicodim, asupra întregii obști, precum și asupra fiilor săi duhovnicești, astfel încât mărturia comună a lucrării filantropice, izvorâtă din Evanghelie, să însuflețească pe cât mai mulți, care văzând aceste fapte bune, să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Amintim că Mănăstirea Hadâmbu a organizat mai multe acțiuni de binefacere pentru sinistrații din județele Galați și Vaslui după inundațiile de la mijlocul lunii septembrie 2024. Acestea au avut loc în cadrul proiectului Caravana Milosteniei, al așezării monahale din Dealul Mare, ce adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.